Cei care s-au născut în zodia Balanței vor avea între 28 și 29 noiembrie după amiaza preocupări legate de felul în care evoluează un conflict pe o temă patrimonială sau cum evoluează un dosar, o temă, o dorință formulată prin cerere, memorii, întâmpinări. Este vorba de avantaje materiale la care cei născuți în Balanță se gândesc și ar dori să le obțină. Au făcut până nu demult tot ceea ce era necesar acum. Nu prea mai au ce să facă în mod concret. Își fac tot felul de gânduri de ce lucrurile se amână, de ce situația merge greu, de ce întârzie niște decizii sau aprobări sau semnături, de ce lucrurile s-au blocat, de ce li se dau explicații greu de crezut, care par mai degrabă niște pretexte sau care par niște false argumente, care încearcă să acopere niște nereguli, incompetența cuiva, reaua credința al cuiva și așa mai departe. Este tendința instaurată odată cu intrarea planetei Venus în Scorpion, care îi zdruncină în convingerile lor prin tot felul de trăiri, sentimente, bănuieli, gânduri sau chiar concluzii concrete la care ajung pe baza unor dovezi care nu mai pot să mai fie combătute și puse la îndoială. Între 29 noiembrie, după ora 18 și 2 decembrie dimineața, segmentul gândurilor înalte, conștiință, ideal, visuri, proiecte pe termen lung, este străbătut de lună. Aceasta le dă foarte multe idei, disponibilitate să treacă de la o formulă la alta de abordare, de gândire. Este mai întâi vorba de mobilitate intelectuală, apoi de foarte multă intensitate a acestor procese. Gândesc mult, repede, destul de bine, iau în calcul foarte multe premise, pot să facă conexiuni interesante sau necesare. Pot să ia aminte la niște lecții de viață, pot să valorifice ceea ce știu, ori ceea ce află acum în prezent prin studiu sau prin activități colaterale menite să-i perfecționeze. În ziua de 30 noiembrie, în acest sector, se va produce luna plină în Gemeni, care va introduce un accent esențial pentru această perioadă a anului 2020, dar și pentru un an întreg de acum încolo, până în 2021, cam pe vremea asta, când se va închide acest circuit. În această perspectivă putem spune că multe dintre dorințele, planurile celor născuți în Balanță anterioare au evoluat până la un punct. Acum se atinge un moment de apogeu. Pentru unii nu va însemna neapărat un succes, pentru alții va fi și o limită. Își vor da seama că până aici pot ei să dezvolte o anume direcție de viață. De aici încolo o pot valorifica, ea poate continua, sau o pot abandona și transforma, ori o pot ignora pentru că deja au văzut despre ce este vorba, s-au lămurit, poate chiar suferă și o anume decepție. A fost prea mare investiția și efortul și prea mic rezultatul. N-a meritat această perioadă de sacrificiu de sine. Dar pentru că în acest sector se află și sensul vieții, este evident că tot ceea ce se va întâmpla este un lucru necesar și apropie de această ipostază prin tot ceea ce fac, gândesc, întreprind sau li se întâmplă. Asociată cu luna plină, în 30 noiembrie va fi și o eclipsă parțială de lună care le va permite unora accesul pe un soi de culoar destul de îngust al cunoașterii. Cei abili îl vor identifica și îl vor specula, îl vor accesa pentru că îi va conduce la o cunoaștere nespecifică. Ea poate să vină pe alte căi decât cele cum ar fi lectura unui text sau conversația cu un personaj competent. Aici poate să fie vorba de flash-uri de intuiție, de mecanisme de gândire excepționale, de viziuni sau de ipostase care pun mintea într-o stare de hiperreceptivitate și atunci tot ceea ce vine spre ei se transformă în numeroase detalii care la un moment dat pot să se coaguleze într-un adevăr unic, să se ajungă undeva la o altă părere, la o altă concluzie. Axa celor două case ale comunicării și învățării este în felul acesta, susținută pe de o parte, pe direcția Gemeni, de tranzitul lunii, de luna plină, de eclipsa de care vorbeam, de vecinătatea cu nodul nord care este impulsionat în acest fel și de partea cealaltă de tranzitele din Săgetător, din casa a treia. Acolo se află nodul sud, se află soarele, care este element activ, component de bază, fără de care nu se poate construi faza de lună plină. În ziua de 1 decembrie, în acest sector își va face apariția și planeta Mercur, care va tranzita casa a treia până pe 21 decembrie. Și avem de-a face cu
elemente importante de gândire coerentă, de gândire corectă, de gândire controlată prin mecanisme diferite. De exemplu, permanenta raportare la oameni și autorități culturale, dicționare, enciclopedii, texte de lege, manuale, ghid de învățare, instrucțiuni de folosire, norme de aplicare. Apoi este vorba de permanenta relație pe care nativii o pot avea cu instituțiile statului, activități oficiale, le putem spune, nu e nicio prietenie, nicio distracție, niciun divertisment, dar nu este nicio școală, este pur și simplu o activitate care îi obligă să se concentreze pe ceea ce se cheamă legislație, documente, acte normative și corespondență cu oameni și instituții care le pot permite să meargă mai departe pe această direcție. În contextul în care ne referim la casa a treia a învățăturii, putem spune că cei tineri pot să fie influențați de evenimentele momentului sau chiar le pot determina aceste evenimente niște opțiuni. Trebuie să ia niște decizii. Încotro se îndreaptă cu pregătirea profesională, ce meserie vor să urmeze, pentru ce să se pregătească. Și asta înseamnă că de pe acum trebuie să știe asupra căror obiecte de studiu se concentrează, în ce formă, care este metoda de lucru, că nu e online, nu chiar totul pe lumea asta. Mai este și studiu individual, mai este și pregătirea sau perfecționarea, o rafinare alături de profesori, modele și maestri. Mai sunt și elementele care presupun o experiență personală, maturizarea prin lecția vieții însăși, călătoriile, deplasările în străinătate, care acum, din păcate, nu sunt posibile, dar care rămân un reper, o dorință și o nevoie, care va fi imediat pusă în aplicare în momentul în care niște interdicții vor fi ridicate. Între 2 decembrie, după ora 5 dimineața, și 4 decembrie, după amiaza, moment care le este cunoscut așa, în dinamică, în trăire, celor născuți în zodia Balanței. Este vorba de o solicitare a casei a 10-a. Mesajul astral este cel legat de sobrietate, concentrare, discreție, tăcere, meditație pe o temă, responsabilitate, analiză în detaliu, dar și foarte multă suferință. Nu le place ce văd, nu sunt foarte de acord cu ceea ce trebuie să facă, fac foarte multe lucruri cu strângere de inimă, ca și cum n-au încotro. Ar fi dorit, dacă ar fi avut mână liberă, să acționeze altfel, dar nu se poate. Mănunchi de constrângeri, limitări și neputințe într-un plan profesional, dar și într-un plan familial, poate coordonat de aceste responsabilități publice. Acelea le determină viața, le configurează un mod de a trăi, gândi și acționa, și atunci locul de sacrificiu sunt relațiile de familie, viața de familie, și așa mai departe. Începând cu 4 decembrie, după ora 15, luna se va plasa în tranzit prin segmentul prietenilor și, ulterior, în zilele de 5 și 6 decembrie, va crea niște premise care au legătură cu relația celor născuți în balanță cu niște persoane de care până acum au fost apropiați, cu care au comunicat bine. Acum lucrurile puțin se schimbă, aceia devin un pic mai trufași, mai importanți, se dau mari, fac mofturi, au aere de vedetă și pun prietenia la încercare. Mai ales că cel născut în zodia Balanței chiar nu intră în jocul acelora să se pună la mintea lor, la toate figurile de stil pe care le lansează ca să se dea mari și speciali, ei să și răspundă, am înțeles, să trăiți, mă conformez, fac cum vreți. O să se uite la aceea ca la un spectacol de teatru, iată ce în stare, iată cum își dă în petec, iată cum exagerează și nu vor reacționa brutal, nu îi vor pune la punct, dar nici nu îi vor admira așa cum și-ar dori aceea. Poți să-i lase în pace, să-și consume năvala de inspirație și proiecția lor în societate. Așa vor ei să fie priviți, înțeleși, recepționați, n-au nimic balanțele cu dorința lor, dar nici nu le convine și, cum spuneam, nu intră în jocul lor, nu se transformă într-un cor de admiratori față de câte unul dintre prieteni. Îi lasă pe cont propriu să facă ce vor, ce cred, ce simt, dar acest mecanism de disociere automat creează și un gol. Până la urmă îi ignoră, îi lasă în pace, se distanțează de ei, dar când se vor uita în jur, vor constata că au rămas cam singurei, că dialogurile de altădată plăcute, umane, calde, firești, au cam dispărut și că ei nu prea mai au cu cine vorbi.